înseamnă să pui la punct situația, să rezolvi. Băbește, vrăgește, vrăjește. Să rezolve ca o adevărată vrăjitoare, ca un adevărat mag anilor 30, bine, nu știu de ce. Înapoi în viitor la 30 de ani. Ok, fiecare cum. Ok. Trebuie să accepti programelul de mag, de vrăjitoare, de zi cum vrei. Varianta răzbunării. Nu, bumerang, nu. Nu, aia e altceva. Ok, vrei și varianta gen bumerang să fie mai... Ok. Atunci așa. Cine te-a supărat? Oricine ar fi. Dacă știi numele, dacă nu. Varianta masculină, ok. Varianta feminină, ok. Frânturi divine ale cuiva. Bun, spațiu. Ne-am lămurit. Next. Cum vrei să se întâmple lucrurile? Ce înseamnă cum vrei să se întâmple lucrurile? Dacă vrei să-și rupă un picior, dacă vrei să rămână fără bani, dacă vrei să nu aibă copii, dacă vrei să te bagi în viață, să dai peste cap, dacă vrei să, da? Cum vrei, trebuie să te lămurești. De ce trebuie să te lămurești? Pentru că înapoi în viitor, ce ți s-a întâmplat ție, asta faci, asta spui cu voce tare. Ce ți-a făcut? Ți-a rupt piciorul, coborai scările și experiență personală. Am simțit ca și cum mi-a luat cineva și mi l-a rupt piciorul. Mergeam bine, mersi, pe scări, a fost cumva desfăcut ca timp. Acum mi-aduc aminte, înțeleg că a fost lucrătură magică. Nu scapă. Nu, stai liniștită. Și s-a auzit așa. Deci am auzit în cap când mi s-a rupt piciorul așa, jos. Că cine sunt și am știut dintotdeauna, dar n-am băgat în seamă până mi s-a, da? Să-mi mulțumesc pe calea aceasta. Și să îi se întâmple același lucru. Și spui clar, să ți se rupă piciorul. Și tu înapoi în viitor ai simțit. Tu ai spus azi să ți se rupă piciorul. Bumerangul îți vine ție pentru niște hotărâri nebune de frumoase, vrăjitorești, magice, din programe, dar trebuie să ai coaie, altfel nu treci, nu iei mazderatul, nu ți se deschidă aripile de mag. Înțelegi cum merge? E du-te vină un fel de energetic, da. Păi atunci bumerangul, nu-i bumerang, e din partea mea, a venit și... Da. Trebuie să înțelegi, totul e relativ, totul e, da? Pentru că ai vrut să guști din așa ceva, să vezi cum e, ai zis să iese, da? Și înapoi în viitor, la 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 la, pe scări și odată, dar cumva desfăcut, lămurit și am putut să merg. Cineva a vrut să mă ducă cu mașina până acasă de la serviciu, am zis nu, e ok. Nu prea simțeam durerea, piciorul era atâta. S-a negrit brusc, nu m-am dus la doctor, nu, era înainte de premieră, da? Am jucat premiera, toate invidiile, toate, acum îți dai seama unde trimiți așa ceva? La servici sau în paralel, dacă nu mai ești, acum nu poți să știi, se duce la omul ăla care a îndrăznit și s-a băgat în neștiind despre ce e vorba, nefăcând, da? A doua, ce? Să îi se ia toți banii, spațiu. Și înapoi în viitor a intrat în așa ceva. Cum a fost? Dur. E bun așa? E bună varianta asta de răzbunare? Super tare. O aplici. Să rămână fără nimeni. Și dacă rămâne la cheremul copiilor sau a părinților, și pâinea să-i o arunci așa ca la un câine. Cum ai trecut tu prin tot? N-ai fost băgat în seamă. A? Cum e? E bun așa ca răzbunare. Da. Încercată pe te încă o dată. Pe văzute, simțite, făcute. Nu poți să trimiți în lume ceva
înapoi în viitor, era cumva în paralel, dacă vroiai, dacă ți era frică și așa, în paralel se întâmplea, tu idei nu aveai. Dar tu te bagi mai adânc, tu devii mai, tot mai înțelept, înțeleaptă ca mat și trebuie să guști. Altfel n-ai cum, trebuie să știi. Așa, mai departe. Să-i se ia tot. Și casa și masa și tot să-i se ia. Da? Bun, înapoi în viitor, cum a fost? Dur a fost. Ți se adună un nod în gât aici. Știi despre ce e vorba? Dă-i drum. Bagă. Bagă mare. Peste ani ai fost, da? Omul nu știe peste cine dă și își bate joc. Da? Varianta din cuplu s-au întâlnit, a venit și a bătut joc, a zis că s-a legat de chakra nu știu care, varianta 3D, cum se făcea, da? Nu cred că o să mai apară în viața ta dacă a făcut așa ceva. Nu cred că o să apară să... Ce vorbești? Nici nu, să, nu știu dacă o să poată să vândă, dacă e vreun vecin prin zonă, să-și vândă locul ca să se schimbe, să plece. Nici asta. Pentru că te-a băgat pe dintr-un, n-ai putut, ai avut mașină, n-ai putut să vinzi. Deci, cum era? N-aveai ce mânca și aveai tot și nu puteai vinde? A? Cum a fost? Dur? Asta trimiți în lume. Toate prin ce ai trecut, tot. Ți s-a arătat întâi prăjitura și după aia ți-a luat-o și ți s-a arătat așa în carieră, da? Te-a dus până sus și după aia te-a aruncat. Asta trimiți, da, pe simțite, văzute, făcute. Acum ai ieșit din varianta când erai urmărită de moarte, când ți s-a umblat la sănătate. Să simtă durerea cât de tare. Varianta cezăreană fără narcoz, fără adormirea Maicii Domnului. Ai simțit-o, da. Deci, cred că, da. Asta trimiți. Tu trebuie să știi concret ce și cum. Eu sunt măguța albă. Măguța albă, asta facem. E sertură cuantică și e invers. Magii negri sunt calmi și liniștiți și magii albe sunt chirdâcul în stânga și în dreapta. Să dea bine în lumina zilei. Pe alb se vede mai bine când sare sângele dușmanului. Înțelegi cum merge? Da. Și acum tu lămurești lucrurile cum stau. La toate nivelele. La toate. Pentru că ești în poziție de eminență cenușie, în câmpul tău energetic și pui la respect tot. Vrei, faci alegeri? Nu vrei, nu faci alegeri. Faci ce vrei. Pentru că poți, pentru că nu e despre asta, pentru că e țările suprapuse, nici nu știi în ce țară ești ca să concretizezi ceva. N-ai cum. Ai fost aleasă la servici, da? Pentru nu știu ce, nu știu cum, ai simțit gustul puterii, da? Ai zis că mai un pic și, da? Și ți s-a arătat, uite, și ți s-a deschis ușa, ieși afară. Ce faci acum? Asta trimiți înapoi. Știi cui? Hai să auzi, hai să vezi. Omul i-a dus până sus și i-a aruncat jos de sus. Chirdâc. În orice, mai ales în putere și în deschidere. Carieră și așa mai departe. A, cred că am lămurit-o și pe asta azi. Asta sunt energiile, da. Asta zicând, ai răsturnat, ai zmuls cuiva forța, ai zmuls-o din mâini și ți-a venit la loc. La loc! La locul tău unde ești tu, drum bun.